România împărțită între caniculă și furtuni, dacă astăzi vremea continuă să fie instabilă în aproape toată țara, de săptămâna viitoare revin temperaturile ridicate. Prognoza meteorologilor vine în condițiile în care ieri a fost cea mai călduroasă zi din istoria măsurătorilor meteo, doborând precedentele două recorduri în domeniu. Dar cu datele complete despre vreme vine chiar acum Diana Georgescu, meteorologa NME. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru prezență, doamna Georgescu. Giurgiu, îmi cer scuze, vedem așadar... Iată că avem și un cod alb galben, nu, în vigoare pe partea de est a țării. Da, bună ziua, într-adevăr, astăzi însă, ce să fac o mică precizare, instabilitatea atmosferică nu se menține în niciun caz. Instabilitatea atmosferică, gradul de instabilitate atmosferică este mult diminuat. În prezent vorbim despre partea de est a țării, vorbim de un cod galben, într-adevăr, ce și-a început valabilitatea acum la ora 10 și este valabil până mâine dimineață, pentru cantități însemnate de apă pentru județele Vaslui, Galați, Constanța și Tulcea. Aici va ploua însemnat cantitativ, și dar nu mai vorbim despre cantități de apă în intervale scurte de timp, cum am vorbit în zilele precedente, vorbim despre acumulări de apă, astfel încât, deci, prin acumulare așteptăm 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat peste 40 de litri pe metru pătrat în aceste județe din estul țării, repet, pentru județele Vaslui, Galați, Constanța și Tulcea. În restul teritoriului avem ceva înnorări prin partea de centru, prin partea de sud, unde doar pe arii restrânse mai plouă slab, iar după amiază, doar cu totul izolat, mai așteptăm ceva averse care să aibă un oarecare caracter specific instabilității atmosferice. Însă, pe lângă acest cod galben ce vizează cantitățile însemnate de apă, avem în vigoare și un cod galben privind intensificările de vânt. Acesta și-a început valabilitatea tot astăzi și este valabil până mâine seară la ora 20, astfel încât în Dobrogea, în jumătatea de est a Munteniei, în sudul și centrul Moldovei, așteptăm viteze ale vântului cu rafale în general între 55 și 70 de km pe oră, iar pentru zona înaltă din Carpații de Curbură și estul Carpaților Meridionale așteptăm rafale de peste 80-90 de km pe oră. Dacă este să vorbim despre aspectul termic față de zilele trecute, avem niște temperaturi care au mai scăzut cu câteva grade, astfel încât pe parcursul zilei de astăzi așteptăm temperaturi maxime ce se vor încadra între 23 și 31 de grade, însă, într-adevăr, vremea va intra într-un proces de încălzire care se va resimți destul de bine undeva la jumătatea săptămânii viitoare, când așteptăm din nou ca temperaturile să atingă și să depășească ușor 35 de grade. Așadar, săptămâna viitoare, iată temperaturi din nou ridicate și mai puține ploi. Ne auzim? Da. Alo? Da. Voiam să vă întreb dacă săptămâna viitoare așteptăm așadar temperaturi extrem de ridicate, dar mai puține ploi. Într-adevăr, temperaturile cresc în bună parte din țară, dar mai ales aici, pe partea în regiunile sudice, unde, repet, așteptăm ca temperaturile să atingă și să depășească ușor acel prag al caniculei de 35 de grade. Și, într-adevăr, aici, pentru partea de sud a țării și ploile sunt mai puține. Ploi mai probabile săptămâna viitoare, însă undeva mai degrabă tot la jumătatea săptămânii, mai mult pe jumătatea de nord a țării.